Sunt onorat în ambianța atât de elevată a expoziției Ovidiu Kloska, un artist care, într-un termen relativ scurt, a trecut de la primele lui emoții de om care debuta în artele plastice din Focșani și nu numai, și care a urcat într-un timp spectaculos de scurt mai multe etape, mai multe scări în evoluția lui. Mărturisesc că de la prima expoziție realizată aici, la o galerie privată, am simțit că acest tânăr, care are o percutanță a ideilor și o forță a exprimării și a capacității de a convinge în același timp, atât prin argumentele intelectuale pe care le are, cât și prin vibrația extrem de sensibilă a acestor compoziții care vin din orizontul oniric. Kloska, chiar dacă poate părea la prima impresie un artist cu deschis către o lectură nu atât lejeră, cât fără distorsiuni, să zic, semantice, în adevărat este un pictor cu încifrări și cu invitații permanente către o trecere din zona concretului, a controlabilului rațional, în zona eterică abstractă. Expoziția de acum, a doua la care particip, după ce i-am dat o recomandare pentru galeriile din spațiul francez și unde am toate informațiile că succesul lui a fost redutabil, vă dați seama, la un public atât de elevat, exersat de secole îndelungate în arta culorilor și a imaginilor care pot deveni metafore oricând, succes care îl bine merită pentru că are această rigoare a profesionistului care știe că pentru a putea convinge e nevoie de argumentele inefabile. El este un raționalist, cum am spus și la vernisaj, dar este în același timp un poet al zonelor de dincolo de vizibil. E un cercetător, un iscoditor al lucrurilor care nu se relevă la momentul de impact al privirii cu suprafața tabloului. Și această privire trebuie să sprederească adânc, să vadă ca într-un fel de inițiere permanentă care sunt de o parte zonele de mister, care sunt zonele de revelație și care sunt zonele în care palpitul său vital poate să nască forme, să nască nu monștri cum se întâmplă uneori, ci să nască îngeri. Toată pictura lui este o pictură circumscrisă angiologiei, acele științe care, luând în serios observația că îngerii există în realitate, e drept că o realitate de tip poetic, o realitate de tipul credinței și care sunt cei care asigură, vehiculul care asigură legătura dintre un Dumnezeu aflat în noi înșine și cu un altul care este în afara noastră. Opera de astăzi, de artă, poate fi asimilată cu acest exercițiu pe care îl face permanent, cu dramatism, pentru că expoziția aceasta este încărcată de dramatism în care vedem din când în când niște incendieri, un fel de autodafeuri, în care îngerii parcă explodează și circulă într-un spațiu cosmic mult mai vast, încât toate aceste imagini nu sunt altceva decât cosmogonii personale. Deci fiecare dintre noi, privitor sau artist, avem dreptul de a contura un univers pe care l-am visat, ne-l imaginăm și care, dacă noi l-am visat și dacă noi l-am imaginat, înseamnă că el există. Există ca o virtualitate, nu există în concretul, imediat, tangibil, dar ca virtualitate și ca artisticitate există cu siguranță. Fără îndoială, Ovidiu Kloska este un artist autentic, pentru că artiștii autentici nu țin nici măcar de biografie și cu atât mai puțin de atestările trecătoare ale funcționarilor. El este artist prin dăruire, este artist prin credință și prin rezultate. Nu poți să pui o stabilă în fața unui har pe care cineva îl are prin destin.
poate fi un blestem pentru mine, pentru el este o împlinire, este o jubilație, este o cântare și văd cu câtă forță și nu cred că un om de bună credință care nu e priceput deloc la artă, nu simte pulsiunile extraordinare care răzbat din pânzele lui. Trebuie să avem răbdare să parcurgem etape de inițiere, trebuie să ne nobilăm noi înșine pentru a avea acces la nobilitatea pe care o propun lucrările lui. Faptul că acum urmează studii de doctorat și de masterat în artele vizuale arată că el însuși simte nevoia de a avea racorduri mult mai ample și mai vaste în spațiul în care culturalitatea picturii universale îi îngăduie să-și configureze mai exact și mai convingător propriul său spațiu. Vedeți că această dimensiune europeană pe care o revendică și în sensul căreia lucrează cu fiecare expoziție, arată că trebuie să ai, pe lângă talentul dat de Dumnezeu, capacitatea să te cultivi permanent, să șlefuiești acest talent și să-l înmulțești. Ori faptul că simte nevoia de a avea un alt tip de limbaj decât cel obișnuit, el este încadrat, să zicem așa, în ecoul de curent, marele curent oniric din perioada interbelică și din modernitatea recentă, dar în același timp, astfel de lucruri, dacă ar fi fost arătate și celor de dinaintea noastră, probabil că ar fi avut o reacție de simpatie, de înțelegere, de participare, de comunicare cu astfel de lucruri. La el, metafora plastică este încărcată și de metaforă poetică. Între cuvânt și lumina sacră este o relație întotdeauna cordială. Kloska este un produs de vârf al artelor din Focșani și nu numai și mă rog la bunul Dumnezeu să trăiesc cât mai mult, să ajung să văd și triumful lui desăvârșit. Expoziție frumoasă. Și ce vă place? Îmi place atmosfera. Atmosfera din tablouri, frumoase rămate, gamele cromatice. Nu sunt din Focșani, sunt în vizită în Focșani. Și ați avut o surpriză plăcută. Și exact, ne-a invitat domnul director. Încerc să înțeleg picturile și ce a vrut să exprime pictorul. Ați reușit? Nu știu exact dacă am reușit exact să descoper ceea ce a avut să transmită dumnealui. Dar vă creează o bună stare, nu? Unele da, unele mai puțin. De el, cum vi se pare expoziția? Expoziția este deosebită, așa cum au fost întotdeauna tablourile lui Ovidiu Kloska. Mă bucur că foarte multă lume participă la acest eveniment deosebit din Focșani și iar lucrările sunt, v-am spus, deosebite. Aveți un Kloska acasă? Da, am un Kloska acasă. Și ați mai dori? Da, am mai văzut acum o noutate, sunt îngerii pe metal și într-adevăr cred că am să achiziționez unul. Privind tablourile din expoziție și pe cei veniți să-i fie alături la vernisaj, unii chiar pictori cunoscuți ai urbei noastre, sau tineri pe care curiozitatea i-a împins pe ușă înăuntru și nu au regretat, privindu-l pe Ovidiu Kloska, cel atât de altfel decât mulți dintre noi, mi l-am închipuit, dacă nu în locul lui, cel puțin în aceeași perioadă cu Vermeer în Delft, dând viață ca și Vermeer unei lumi imaginare, transfigurând această lume prin armonia și claritatea culorilor, prin aparenta simplitate a sufletului său dual, acela de artist și acela de cap de familie și prieten, iertată fie-mi îndrăsneala, pe care nu poate îndrăsni decât un mânuitor al condeiului, fără să fie pedepsit de divinitate.